Bună ziua, eu sunt Camelia Chira și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Începând de acest an vom face matematică împreună. Bună ziua! Astăzi vom face un exercițiu cu radicali și vom calcula x la minus 1 egal cu cât, știind că x este egal cu 9, 2 radical pe 3, minus, altă fracție, 4, 3 radical din 3, plus 5 pe 6 radical din 3, închidem paranteza, împărțit la 8, totul supra radical din 3. Și acum o să rezolvăm exercițiul numărul x și apoi o să aflăm x la minus 1. Și ce o să facem? Aici este egal cu. Aici am radical din 3 la numitor și am să-l scot în față, 1 pe radical din 3, totul pe lângă, 9 supra 2, minus 4 pe 3, plus 5 pe 6, împărțit la 8 supra radical din 3. Da? Acum, numitorul comun care este? Este 6, da? Aici o să amplificăm cu 2 și aici cu 3. Amplificăm aici cu 3, aici cu 2 și aici rămâne așa. Și o să avem 1 supra radical din 3 denunțit cu numitorul comun este 6, 9 ori 3, 27, minus 2 ori 4, 8, plus 5. Închidem paranteza, așa, împărțit la 8, totul supra, radical așa. din 3. Și este egal cu, acum făcând calcul aici în paranteză, o să avem 27 minus 8 plus 5, o să ne dea 24 pe 6 și scriem 1 supra radical din 3, de înmulțit cu 24 supra 6. Și aici avem împărțire și o să facem înmulțire și o să înmulțim cu inversul, cu radical din 3 pe 8. O să eliminăm termenii asemenea, radical din 3 cu radical din 3. O să împărțim 8 cu 24 prin 8. Și aici o să ne dea 3. Și aici o să rămână 1. Și acum 3 îl împărțim cu 6. 6 pe cu 3. Aici ne rămâne 1. Și aici, împărțit la 3, o să ne dea 2. Deci rezultatul nostru o să fie. Aici ce ne-a rămas? 1. Totul supra. 2. Deci x-ul nostru este egal cu 1 supra 2. Și noi ce avem de calculat? X la minus 1. Și știm că x la minus 1 este egal cu 1 supra x. Și este egal cu 1 supra 1 pe 2. Și x la minus 1 este egal cu 1 de înmulțit cu inversa. 1 de înmulțit cu 2 supra 1. Și este egal cu 2. Deci acesta este rezultatul nostru. X la minus 1. Deci x la minus 1 egal cu 2.
Acesta este exercițiul cu radicali. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și dacă aveți nelămuriri, să-mi lăsați mesaje în comentarii. Eu sunt Camelia Chira și vă aștept și pe voi cu noi exerciții pe care nu le știți, să le facem împreună, îmi lăsați mesaj și eu am să vă răspund la fiecare. Dacă doriți, vom face și pe pagina de Facebook, în direct, putem face lecții împreună. Matematica cu Camelia Chira. Mă găsiți acolo. Și ne vedem cu următoarea lecție. La revedere!